Salutare tuturor, eu sunt Carmen Florentina și astăzi vreau să vă prezint primul meu clip și prima mea recomandare legat de o carte pe care am citit-o recent și despre care vreau să vă spun câteva idei astăzi. Cartea se cheamă Daruri de preț, scrisă de binecunoscută autoare Daniel Steele. Recunosc că este prima carte din multiplele ei bestselleruri pe care eu am citit-o, dar care mi-a plăcut foarte mult și vă recomand și vouă. Am descoperit personaje fascinante, povești de viață, locuri minunate în care cu toții ne-am dorit să petrecem câteva momente alături de persoana iubită din viața noastră. Deci este un lucru plăcut să vă plimbați pe acolo pe unde s-au plimbat și personajele noastre din această carte. Daruri de preț, așa cum este și titlul acestei cărți. Darul de preț din viața fiecăruia ar trebui să fie împlinirea viselor, iubirea adevărată pe care o putem descoperi chiar și în momentele mai puțin așteptate din viața noastră și nu în ultimul rând bucuria cu care ar trebui să trăim fiecare moment din viață. Daniel Steele ne prezintă aici patru personaje feminine, Veronique, și cele trei fiice ale sale pe nume Timmy, Julie și Joy, la care se mai adaugă și alte personaje pe parcurs ce citiți cartea. Avem și un personaj masculin pe nume Aidan. Bine, mai apar și câteva personaje, dar trebuie să citiți și să descoperiți ce se întâmplă acolo. Mie mi-a plăcut foarte mult. Am descoperit surprize, secrete ascunse, dezvăluiri neașteptate, întorsături ale vieții, dar personajele noastre au reușit să gestioneze cu multă înțelepciune și răbdare aceste situații. Recomand această carte pentru aceia care au un pic de timp liber și vor să evadeze așa din rutina de zi cu zi. Este o carte romantică, amuzantă, plină de suspans și, nu în ultimul rând, de multă iubire. Deci, merită să o citiți, zic eu. Dacă v-a plăcut această recomandare, vă rog să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu cu cărțile pe care voi le-ați citit și pe care mi le puteți recomanda. Și nu în ultimul rând vreau să vă spun că ne vedem aici și data viitoare cu o carte pe care o voi citi în decursul săptămânii următoare și vă voi prezenta-o și vouă.